La a doua licitație organizată de Primăria Suceve pentru privatizarea societății de termoficare termică nu s-a înscris nicio firmă. Termenul de depunere a documentelor de precalificare pentru licitație a expirat luni la ora 16. Societatea de termoficare a municipiului pare să nu mai trezească interesul investitorilor de pe piața energiei electrice. Dacă în ultimii ani nume mari de pe piață au contactat autoritățile locale și au avansat oferte de preluare a CET-ului, acum când societatea de termoficare a fost scoasă la licitație, nu a fost depusă nicio ofertă concretă. Primarul Ion Lungu a declarat că va lua decizie privind strategia de termoficare a municipiului în perioada următoare. Lungu a arătat că în cazul în care termica nu va fi privatizată, autoritățile locale va trece la un plan B, care presupune conservarea centralei termoelectrice CET și asigurarea încălzirii și apei calde pentru funcționarea celor două cazane de apă fierbinte de lângă Ambru. Prețul de pornire al licitației a fost stabilit la 18,3 milioane de euro, însă firma care ar prelua termica este obligată prin caietul de sarcini să facă investiții de aproximativ 100 de milioane de euro. Un incendiu violent a izbunit la centrul de plasament Visătorii din fundul Moldovei, în urma căruia a ars acoperișul, mansarda și cele 8 camere de la etaj. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung Moldovenesc, împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Fundul Moldovei, au intervenit cu 4 auto speciale pentru stingerea incendiului. Din fericire, toți cei 25 de copii și un adult au fost evacuați la timp. Din primele cercetări s-a concluzionat că focul a pornit din cauza unui scurt circuit. Acțiunea pompierilor s-a încheiat fără victime omenești. 25 de copii aflați în asistență urmând să fie cazați într-o altă locație temporar până la refacerea centrului. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a apreciat că aproximativ 30.000 de oameni vor participa la cea de-a doua ediție a manifestării Hora Bucovinei. El a spus că la evenimentul programat pentru 24 mai, în centrul de agrement Bucșoaia din comuna Frasin, își vor aduce contribuția peste 50 de localități din județ. Hora Bucovinei este prilejuită de urcatul oilor pe munte la Pușunat.